În Prahova există în continuare o concurență mare în rândul pensionarilor pentru biletele de tratament. Până în momentul de față sunt depuse 4800 de cereri. Acum, de exemplu, se face vânzarea pentru cea de-a șaptea serie de bilete de tratament, care au început pe 25-a 4-a și s-au terminat ieri. Deci oamenii care au avut deja, au fost repartizați pe liste, au trebuit să anunțe ca să-și poată achiziționa biletele de tratament. Astăzi s-a făcut audiență, da, pentru biletele care au rămas la liber și pentru oamenii care vor neapărat să obțină niște bilete și n-au nicio șansă. Adică nu îndeplinesc niciunul din criteriile acelea care sunt pe listă. Cele mai solicitate stațiuni sunt Covasna, Pucioasa, Mangalia, Saturn, Băile, Felix Olănești și Amara, adică cele care au profil reumatic și cardiovascular. Am depus o cerere pentru bilete și vreau să văd dacă se afișează, că am zis, pentru iunie. Unde vreți să mergeți? Aș vrea la Pucioasa. Pentru ce fel de tratament? Oase. Ați mai fost? Funcționează? Soțul meu a fost acum câțiva ani de zile când trebuia să fie operat la coloană și a mers foarte bine. Drept pentru care am zis, poate reușim și noi. Nu știu dacă am reușit sau nu, dacă mergem în particular. Am vrut să depun o cerere împreună cu soția mea să plec în stațiune. Unde vreți să mergi? Păi uite, scrie aici ca și preferințe Căciulata, Sovata, Techirghel. Vedem dacă găsesc bilete, dar în ce perioadă ați vrea să plecați? În luna 7. Ați mai fost? Am fost. Și vă ajută aceste tratamente? Păi mă ajută că de-abia merg. Stau așa, am, cum să vă spun, un reumatism grav de tot. Da. Am făcut și CT-ul, am făcut de toate și văd că nu trece deloc, ce să facem. Dar se obține foarte greu biletele. Sunt multe cereri, dar ce să facem? Asta e situația. De ce ați venit astăzi? Pentru un bilet de tratament, pentru o artrită. Ați mai fost plecată până acum? Nu, nu am reușit niciodată să iau. Am mai făcut cerere, dar nu am reușit să iau. Și sperați să prindeți anul ăsta? Da, anul ăsta sper că da. În ce stațiune vreți să mergi? Techirghel, Eforie. De la 1 septembrie, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor, vor apărea schimbări în modalitatea de acordare a biletelor de tratament. Criteriile de stabilire a acordării biletelor de tratament după 1 septembrie, vorbim după 1 septembrie, nu vorbim acum. Deocamdată rămân aceleași criterii de tratament. Ideea este, de ce vă spun acest lucru? Pentru că pensionarii încep să facă un amestec între criteriile care sunt în legea care va intra în vigoare de la 1 septembrie 2024 și legea care este acum în vigoare și nu se pupă. Vor fi modificări. Modificările vor fi foarte mici. Vor mai avea dreptul încă o altă categorie de oameni să ia aceste bilete de tratament. Dar până atunci, lăsați-mă să vorbesc numai despre legea care este în vigoare în momentul de față. Până la 1 septembrie, biletele de tratament se dau în baza unui punctaj obținut în funcție de cuantumul pensiei, categoria pensiei sau frecvența cu care s-a mers la tratament balnear în ultimii 2 ani.